Da, legat de această situație care recunosc eu, n-am auzit-o de multe ori, dar e bine de luat în discuție. Și anume că sunt probleme și nu poți obține autorizația de construcție pentru o casă pe structură de lemn în unele zone ale țării. Da, treaba asta consider că are o rezolvare foarte simplă. Cel mai rapid, un drum la primăria de care aparține terenul respectiv, la birou de urbanism, și se face o întrebare. În principiu, n-am auzit în multe locuri din România să existe o astfel de problemă. N-am auzit. Adică e liberă alegerea fiecăruia din ce își face sau cum își face casa. Mai mult decât atât, ce aș putea să spun eu este că, bine, informație care probabil se știe, dar o reiau eu aici. În 2020 a fost semnat Pactul Verde European, care, sigur, printre multe alte prevederi legate de mediu și așa mai departe, reducerea emisiilor de carbon, atacă și zona asta de termoizolație a caselor, care, sigur, trebuie să fie în nou context, trebuie să fie mult mai bună. Există pierderi cât mai mici. Asta pe de o parte, și că se vor face niște investiții masive în zona asta, transporturilor, dar și a construcțiilor pentru o eficientizare. Și totodată s-a deschis un hub, un portal în care diversi constructori din Europa să vină cu construcții așa cum le văd ei, cum le permite portofoliu și expertiza, care să fie cât mai eficiente energetic, care să fie case pasive, apropiate de standardele NZEB, în zona asta. Și una din primele case care au fost expuse de o firmă din Franța, dacă mi-aduc bine aminte, este o casă pe structură de lemn. Sigur, cu rigorile de acolo, dar în toată Europa optica este așa. Construim pe lemn pentru că lemnul este un material regenerabil. Mulți fac confuzia, dacă vreți, cum să construim noi pe lemn pentru că, uite, tăiem pădurile și nu mai au animalele unde să stea. Sunt de acord, numai dacă faci treaba asta fără să ai o exploatare în siguranță și cu niște certitudini. Afară nu există ideea asta să taie Popescu de unde are el chef. Acolo te duci la pușcărie dacă ai tăiat de unde nu trebuie. Așa și aici, adică nimeni nu face confuzia asta. Dar nu există această confuzie pentru că se întâmplă într-adevăr niște lucruri în piață. Dar altfel și dacă perspectivele la nivel european când se discută de o problemă de genul ăsta, termoizolație, case care să fie cât mai eficiente energetic și de prime propunere, dacă nu chiar prima, era asta pe structură de lemn, iată, eu cred că avem și noua direcție de lucru. Poate mult mai, pentru că, bun, în America, în Canada și în multe țări din Europa se execută case pe structură de lemn, a noi n-a ajuns atât de bine implementat. Dar poate că se va întâmpla asta.